Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit! Începe o nouă săptămână, iar noi începem cu o poveste muzicală la Arena Așilor. Astăzi la Arena Așilor, Trio Zanfirescu, o familie de muzicieni celebri. Bine ați venit la Alba TV, bine ați venit la Alba Iulia! Bună seara și vă mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm foarte mult că revenim la Alba Iulia. Am venit de multe ori aici, am participat la mai multe festivaluri și invitația pe care ne-ați făcut-o acum ne onorează și ne bucură foarte mult. Având în vedere Eu nu am spus întâmplător că sunteți o familie, pentru că voi sunteți trei frați care ați ales să cântați la același instrument. Spun bine? Foarte bine. Haideți să povestim puțin cum ați ajuns fiecare să vă îndrăgostiți de chitară. Care vrea să înceapă decanul de vârstă? Spre povestea noastră asta. Da, poate ar fi bine să încep eu, pentru că eu am început primul. Mama a cumpărat o chitară din piață și întâmplarea a făcut că atunci un profesor care tocmai terminase studiile în Germania, îl cheamă Eugen Mang, se întorsese în țară și a reușit să îl găsească și să-l cheme să lucreze cu acela dintre noi care i s-a părut mai talentat. Mi s-a părut că suntem toți foarte talentați și a ales să lucreze cu toți trei. La început a fost o distracție să cântăm la chitară, după care, odată cu participarea la primele concursuri și cu primele rezultate pozitive, am început să luăm mai în serios cântatul la chitară. Am intrat la Liceul de Muzică George Enescu. Toți trei ați fost elevii Liceului de Muzică? Da. George, dar cum este să trăiești într-o familie cu doi frați? Mai am și două surori. A, uite, asta n-am știut. Și ele bine, tot în lumea muzicală? Nu. Nicio legătură. Oh, uite, interesant. Și voi de unde ați moștenit talentul ăsta? Tatăl nostru în tinerețe a cântat la chitară electrică într-o formație. Dar nu știm neapărat dacă de la linie s-a tras talentul, pentru că ce facem noi este muzică clasică. Cu totul și nu. Altceva. Da. Și mama unde lucrează? Mama, ca și tatăl, are legătură cu muzica? Nicio legătură. Au fost proiectanți amândoi, acum sunt pensionari. Și probabil celelalte două surori s-au îndreptat spre partea tehnică. Exact. Trebuie cineva să moștenească și asta din familie. Cum găsești Alba Iulia? Când te-ai mai întâlnit cu Alba Iulia? Toți trei am mai fost la festivalul de chitară organizat în anii precedenți. Am fost la concurs și ulterior și la festival ca și invitați. Mereu ne-am simțit foarte bine, este o atmosferă grozavă, un oraș foarte frumos și chitara își găsește locul aici într-un mod deosebit. Acum da, în acest moment sunt piațete, piețe unde se poate concerta și unde acest gen chiar dă bine. Stimați telespectatori, trebuie să vă reamintesc că Alba Iulia a găzduit de-a lungul anilor două mari festivaluri de chitară clasică. Un festival organizat de Școala Populară de Arte și un festival organizat de cineva care între timp a intrat ușor, ușor în familia voastră. Da, e vorba de Dragoș Tudor, care îmi este fin și care a organizat într-adevăr câteva ediții ale festivalului de chitară clasică de la Alba Iulia, la care am fost invitat. Așa, privind în urmă la acel festival, structura lui, modul de organizare, voi ați umblat mult în lumea asta. Se apropia de ceea ce trebuie să fie un adevărat festival de chitară clasică? Absolut, absolut. A fost un festival în toată regula. Lucrurile au decurs foarte profesionist de fiecare dată. Nu avem decât cuvinte de laudă pentru festival, dar cu mențiunea că era un festival provincial, având în vedere că nu era neapărat într-un centru foarte mare din punct de vedere chitaristic, să spun așa. Voi ați fost atunci, doi dintre voi ați fost în concurs, dacă bine mai amintesc eu, da? Doi sau unul? Toți trei am câștigat concursul pe rând. Da, pe rând. Dar da. În 2008, când a organizat Dragoș acest festival, îmi aduc aminte că doi ați fost în concurs și unul în recital. Parcă tu erai în recital. Da, și noi doi am fost în concurs. Și ați luat premii mari.
Întâi și doi, cel mai probabil. Întâi și doi ca să obținem ambele premii. Da. Ca să rămână totul da, în familie. Sigur, dacă, și dacă am fi luat, dacă am fi luat întâi amândoi, s-ar fi împărțit premiul întâi și atunci am fi ieșit, da, am fi ieșit pe mine. Hai, trebuie să împartă și recitalul. Totul chiar așa. Revin la Alba Iulia, revin la locurile frumoase pe care le-ați vizitat, bănuiesc, în cursul zilei de astăzi. Și unde ați, cu câteva zile în urmă ați concertat, ați avut un concert extraordinar cu public numeros. Ce a conținut repertoriul vostru de atunci? Trebuie să vă spun că Alba TV are acoperire pe tot județul Alba și atunci este bine să le povestim puțin din culisele acestui festival de jazz, Alba Jazz Festival, pentru că, din păcate, în Alba Iulia ajung puțin din locuitorii județului Alba la astfel de evenimente. În primul rând, ne-am bucurat foarte mult de prezența numeroasă a Alba Iulienilor la concertul nostru. A fost un succes foarte frumos și un public foarte cald. Și având în vedere că s-a ținut în aer liber concertul, a fost cu atât mai mult o experiență foarte plăcută. Voi prima dată ați concertat în aer liber la Alba Iulia? Da. Restul concertelor au fost în sală, iar în sală se știe, vin de regulă oamenii aleși la astfel de genuri muzicale. Pe când într-o piață publică vine toată lumea și atunci bănuiesc că aveți mult mai multe emoții. Pentru că una este să cânți în fața unui public avizat, și alta este să cânți în fața unui public deschis. Nu le-aș numi emoții, aș zice că e o bucurie mai mare să cântăm pentru un public neavizat, pentru că, în general, când cântăm la festivaluri, oamenii ne cunosc deja. De-a lungul timpului am ajuns să fim cunoscuți de lumea chitarei, atât din țară cât și din străinătate. Și atunci... Un gen greu. Nu te-a tentat niciodată alt gen în care pătrunzi mai ușor pe piața muzicală, mai repede, treci niște etape? Toți trei. Georgeta, acum eu trebuie să țin cu tine, că, na, uite, tot băieții vorbesc. Tu ai ales chitara clasică, un gen greu. Nu te-a tentat niciodată alt gen în care pătrunzi mai ușor pe piața muzicală, mai repede, treci niște etape? Toți trei am fost atrași de chitara clasică inițial, după care, văzând că publicul iese din ce în ce mai puțin în acest domeniu, ne-am hotărât să încercăm un nou stil, nuevo flamenco, pe care o să-l abordăm și pe care l-am abordat și în concertul de acum câteva zile. Și în aparițiile voastre televizate ați abordat da, acest la România gen. Au Talent. Pentru prima oară. A fost o experiență cum, România au Talent? A fost o experiență extraordinară, nemaipomenit. Mi s-a părut ceva unic pentru noi. Am rămas și eu surprinsă că în această ediție s-au aplecat puțin înspre aceste genuri muzicale mai deosebite, mai altfel, mai, aș spune eu, poate chiar cu mai puțină priză la public. Au fost multe chitări. Au fost multe chitări. A fost strânsă competiția la secțiunea voastră, ca să zic așa. Nu considerăm chiar strânsă competiția. Îi știam pe ceilalți foști elevi de-ai noștri. Însă ne bucură foarte mult. Asta e foarte bine pentru chitara, pentru fenomenul chitaristic în România și cu siguranță vor fi foarte mulți copii care vor să învețe și chitară flamenco sau clasică și apoi rock sau ce vor să facă. Ideea e că din ce în ce mai multă lume vrea să învețe să cânte la chitară și asta e un lucru foarte bun pentru acest instrument. Oare se întoarce scara de valori la poziția ei firească și normală? Nu. Nu? Voi veniți din București, unde lumea showbizului, acolo este lumea adevărată a showbizului, de asta vă întreb. Pentru că eu sper din clipă în clipă să ne reîntoarcem la muzica adevărată, la oamenii valoroși și talentați. Deci nu, să nu mai fac speranțe. Nu, noi am încercat să captăm atenția prin mai multe mijloace, prin permanent să avem ceva nou, să se întâmple ceva pe scenă. Asta vrem să facem, să aducem, să ne îmbunătățim spectacolul, să facem un fel de show. Bine, show în ghilimele spus, nici de cum, show în ceea ce sensul, se înțelege în adevăratul. Da, da. Show în sensul B.
Și cum ați gândit astfel de show-uri? Hai să ne dezvăluiți un pic din culise. Cum ați gândit voi să atrageți înspre voi, mai ales tinerii? Ne-am gândit, în primul rând, cine ar plăcea nouă să vedem. Ce am apreciat noi. Când ne plictisim, de ce ne plictisim. Ce ar putea să fie neașteptat și totuși plăcut. Și exact asta am încercat să adăugăm. Elemente de virtuozitate, elemente foarte spectaculoase, linii melodice câteva cunoscute, la care adăugăm, bineînțeles, și improvizația noastră, că trebuie. Chiar îmi spuneai că tu compui. Toți trei compunem și în curând... Și mai ales eu. Toți trei, dar mai ales eu. Am glumit. Și Stan mă completează foarte bine. Da, îl completez. Deci tu îl completezi foarte bine. Când fac și eu ceva. Și Georgeta, ce rol are în povestea asta componistică? Georgeta. Ea cântă ce compune. Georgeta reprezintă balansul temelor, ideilor mele și ideilor lui Stan. Ea spune așa e bine, așa nu e bine. Și ne îmbină foarte. Critic muzical. Exact, da. Critic muzical. Dar este Georgeta. Termenul este foarte drăguț. Nu, ea are o misiune mult mai dură. E un fel de judecător, aș zice eu. Păi dacă toți suntem în cetate unde a fost tras pe roată Horia, se spune că ea este călăul la Trioza Firescu. Da, asta deja e prea mult. Să spun doar că taie și spânzurat. Da, asta aducea călău. Știi că și eu ia tăiau și spânzurau la un moment dat în istorie. Dar este bine, pentru că iată, încet încet ați pătruns pe piața muzicală, ați devenit un nume cunoscut. Noi eram cunoscut și înainte. Doar că nu la acest nivel. Emisiunea asta ne-a ajutat în sensul acesta și asta am și vrut să fiu... Nu mă refer la emisiune. În general mă refer. Erați cunoscuți ca și entități. Tu, el, ea. Și apoi v-ați format un trio și abordând diferite stiluri muzicale, cel puțin în această parte a țării, ați început să fiți cunoscuți de-abia după ce ați deschis un pic porțile. Da, cam de un an jumate. Mai... Da. Deși voi... luat fiecare separat, aveați un palmares bogat. Da. Faptul că am ales să cântăm împreună și faptul că am ales un repertoriu atât de diversificat a apelat la sufletele mult mai multor oameni și atunci recunoașterea sau faptul că suntem cunoscuți, așa cum ați spus mai devreme, se datorează faptului că am făcut oarecum un compromis între chitara clasică pe care o făceam, al cărei repertoriu îl făceam înainte, și chitara flamenco. Astfel, mulți dintre oamenii care se uită la noi cred că ceea ce facem noi este chitară clasică, însă acest lucru este doar parțial adevărat. Într-adevăr, folosim anumite tehnici din chitara clasică. Spun asta pentru că de la chitara clasică se pleacă către oricare alt domeniu foarte ușor, tehnica fiind foarte complexă, urmând apoi să abordăm teme cunoscute care să fie apropiate cât mai multor oameni. Acum voi sunteți deja un trio și deja toată lumea știe de trio Zafirescu. La Alba Iulia prezența voastră este întotdeauna tonică pentru că acest gen muzical te duce puțin spre romantism, spre o perioadă frumoasă a vieții când toți am fost îndrăgostiți, am iubit, unii încă mai sunt îndrăgostiți și mai iubesc. Nu v-a fost teamă de genul acesta? Din contră. Considerăm că este exact punctul nostru forte. Pe asta ne-am bazat când am ales acest repertoriu, pe faptul că este într-adevăr o muzică foarte romantică. Dar vine dintr-un alt colț de lume. Vine de peste tot, de pe Pamont, de fapt, muzica asta. Într-adevăr, are izul spaniol, însă o regăsim astăzi absolut peste tot în lume. Și poate și de se află peste tot în lume, pentru că este o muzică foarte romantică. Când ai spus compromis mai înainte, ai spus-o cu un dram de tristețe. Sau mi s-a părut? Doare când trebuie să faci un compromis? Am spus-o cu un dram de nostalgie mai degrabă, pentru că nu-l considerăm a fi un compromis. Este muzica pe care noi o ascultam cu drag întotdeauna. Este muzica care ne relaxa în momentele în care aveam un pic de tensiune pe ceea ce făceam, în momentele de chitară clasică. Și atunci trecerea pentru noi a fost una foarte facilă și foarte plăcută.
vestea că la Alba Iulia, începând de anul acesta, va avea loc anual un festival de gen? Ne bucură foarte mult că că fenomenul acesta al festivalelor de jazz sau de muzică în general crește în România și sperăm să continuă și în anii următori la același nivel sau poate chiar la un nivel mai mare. Ați avut prilejul, am văzut, să călătoriți în foarte multe părți ale lumii, în foarte multe colțuri ale lumii, făcând o comparație între publicul de acolo, publicul de acasă, modul în care ați fost primiți într-o parte sau alta a lumii, cam unde v-ați dori să trăiți și să creați și să dați lumii ceea ce ați creat? Am observat în călătorile noastre alături de chitară că publicul este de fapt foarte asemănător. Având limbajul acesta comun al muzicii, care poate fi înțeles de absolut oricine fără traducător, comunicarea se face foarte ușor, foarte fluid. Și atunci oamenii, indiferent de unde ar fi, am fost în Malaezia, unde e cu tot o altă lume, am fost în Israel, unde e o cultură diferită față de cea europeană, în opinia mea, am fost prin Europa în foarte multe locuri și reacția este de fiecare dată aceeași. De bucurie sinceră față de un fenomen care este foarte curat, zic eu, care este muzica. Vi se pare că timpul zboară foarte repede pentru voi care creați, pentru voi artiștii? Absolut. Absolut, absolut. Nu ne mai găsim George, timpul. George, eu aștept și de la tine un răspuns. Nu vreau să... Eu monopolizam discuția. Așa fac și pe scenă? Da, tot timpul. M-am și obișnuit. Tu îi lași așa de capul lor? Aparent, doar. Aș vrea să știu dacă viitorul acestui gen muzical sau ce părere aveți voi despre viitorul acestui gen muzical într-o lume în care acum în România puterea cea mai mare o are banul. Părerea mea este că suntem într-o urgentă nevoie de, ca să folosesc un termen din calculatoare, de un refresh. Trebuie reînnoit repertoriu, trebuie reînnoită abordarea față de muzică și trebuie să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Noi personal, chiar dacă venim dintr-o lume clasică cu niște norme foarte clare, vrem să credem că am înțeles ceea ce se întâmplă cu societatea de astăzi și încercăm să ne aliniem cu noile tendințe și să aducem ceea ce facem noi în mileniul 3. Adică chitara clasică se poate face și altfel. Nu trebuie neapărat să fii foarte dogmatic și foarte închis în viziune. Când am spus puterea banului, eu mă gândeam la anumite genuri muzicale în care se câștigă enorm de mult și unde, cu siguranță, voi care munciți de N ori mai mult, nu veți ajunge să câștigați atât de mult. Nu numesc genurile pentru că nu vreau să se creadă că am ceva împotriva anumitor oameni, dar se știe și știe toată lumea că sunt anumite genuri care nu culturalizează, ci dimpotrivă, și totuși acolo se învârte puterea financiară cea mai mare. La asta mă gândeam atunci când te-am întrebat. Credeți că va ajunge vreodată acest gen muzical acolo unde ar trebui să fie și din punct de vedere financiar? Nu. Nu, și nu are de ce să fie acolo. Trebuie să înțelegem lucrurile așa cum sunt. Adică sunt lucruri care se adresează. Nu are de ce să fie acolo pentru că voi și cheltuiți foarte mult ca să pregătiți un anumit spectacol. Clar, clar, bineînțeles. Dar nu contează lucrul acesta. Ceea ce contează este... O să intervin în discuție, am văzut că ai dat din cap, m-ai aprobat. Așa este. Pe voi vă costă mult mai mult. Anumiți artiști urcă pe scenă, iau microfonul, pun un CD în care au investit o sumă modică și care nu întotdeauna este de cea mai bună calitate și câștigă foarte mult.
Îmi cer scuze că trebuie să vă contrazic. Pe acest CD este foarte posibil să nu se fi plătit o sumă modică, ci o sumă foarte mare, pentru că astăzi negativele costă foarte mult, mai ales dacă vorbești cu artiști de renume internațional. Vorbesc de muzică ușoară, house, orice alt tip decât ceea ce facem noi. Și este normal, fiind o muzică facilă la nivelul cel mai elementar, să fie foarte ușor de digerat de o masă foarte mare de oameni și atunci automat și cererea să fie mult mai mare pentru astfel de muzică. Ceea ce facem noi, chiar dacă se adresează unui număr mare de oameni, nu se adresează unui număr atât de mare ca cealaltă muzică și e normal să nu fie la fel de cerută. Însă cred, și lucrul ăsta există ca și tendință, chiar și muzica house, R&B, hip-hop, oricare, că încet să intre și instrumente ca chitara rece, ceea ce facem noi, sau vioara, sau există destule exemple în muzica ușoară spre foarte ușoară din ziua de azi, în care încep să intre astfel de instrumente. Și cred că aici revin la ideea mea de mai devreme că este o neapărată nevoie de adaptare a instrumentistului de astăzi. Câte ore de studiu ai făcut până la ajunge să fii recunoscut pe stradă? Pe zi, nu? Pe zi, evident. Pe zi. Cred că în jur de medie, atunci, bine, studiem mult mai mult atunci când avem un concurs de pregătit sau un festival. Bine, dar să facem o medie. O medie, cred că 5 ore e cea mai corectă despre medie. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Dacă în anumite genuri poți să-ți permiți să urci, să cânți, oricum ar fi, chiar și tu poți săptămână în care n-ai repetat deloc, tu îți permiți, Geta, lucrul ăsta? Nu. Este imposibil nepregătit să urci pe scenă. Ori 5 ore pe zi înseamnă ceva. Pe lângă acele 5 ore bănuiesc că mai aveți și alte preocupări ca să vă întregiți capitalul. De exemplu, da. Ce? Sunteți toți profesori, trei. Am Suntem înțeles. Profesori, da. Fiecare. Toți trei? Da. Ați avut aceleași satisfacții cu elevii pe care le aveți voi pe scenă? Ați trăit această experiență de a avea satisfacții profesionale? Eu am reușit deja să trăiesc prin elevii mei. Elevul meu a câștigat chiar locul întâi la Olimpiada Națională anul acesta. Și felicitări! Mulțumesc! Și am trăit practic exact ceea ce am făcut noi, adică să crești un copil, să-l formezi într-un anumit fel și după aceea să vezi că munca ta este apreciată. Bineînțeles, munca ta prin munca lui, de fapt. Când sunt mai mari satisfacțiile? Când îți auzi o piesă cântată deja sau când într-o competiție un elev de-al tău te ajunge din urmă și poate la un moment dat te va depăși? Cred că amândouă ar fi niște satisfacții imense. Când ai cele mai mari satisfacții, mă întorc spre tine, când ești recunoscut pe stradă și te strigă cineva, uite-l pe ăla de la Trio Zamfirescu, sau când ești la catedră? Eu, spre deosebire de Stan, nu am atât de multe lecții, așa am și vrut să păstrez, pentru că simt permanenta nevoie de a mă autodepăși și niciodată nu sunt mulțumit de ceea ce am, ca și tehnică, ca și frazare, și caut în primul rând să mă îmbunătățesc pe mine și actul nostru artistic. Elevii mei nu au aceeași performanță ca și elevii lui Stan. Eu nu predau am predat la liceul de muzică, însă am hotărât anul acesta să mă axez pe ceea ce facem noi și să duc la un cu totul alt nivel programul nostru de trio. Este foarte satisfăcător. Să ai elevi și să aibă performanțe este și mai satisfăcător. Însă să fie recunoscută munca, cred că este, poate eu nu sunt la fel de altruist ca și Stan, dar cred că este o bucurie imensă. Georgeta, pentru tine este și mai greu, pentru că la un moment dat vei deveni soție și mamă. În momentul acela, ce se va întâmpla cu Trio Zamfirescu? O să rămână la fel după părerea mea, doar că deocamdată nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, sunt mult prea tânără pentru soție și mamă. Dar, în principiu, noi n-am vrea să renunțăm niciodată la această formație. Suntem frați și cred că o să se mențină pentru foarte mult timp, atâta timp cât o să mai putem.
Să dea Dumnezeu așa să fie. Noi vă dorim multă baftă în continuare. Vă dorim să aveți cât mai multe spectacole și să ne onorați de cât mai multe ori cu prezența voastră la Alba Iulia, pentru că de acum sper să ne întâlnim mai des. Vor fi tot mai multe evenimente de gen, pentru că așa trebuie să se întâmple într-o cetate medievală. Vă mulțumesc pentru prezența la Arena Așilor și la Alba TV și sper, nădăjduiesc că data viitoare veți răspunde la fel invitației noastre de a ne fi alături. Sigur. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă spunem la revedere și vă dorim o săptămână plină de lumină și înțelepciune. La revedere! Thank you.